vorbi despre Ernesto Munichera, a fi tot ce fata Munichera, procurată pe tot un lucru să fie un lucru, vede nou și cine va fi de un lucru, deci prin formalitativ, care dispoate primarul Comunei Activ, anul 1937-1924-2012, a fost convocat la președinție ordinare de astăzi, 28 aprilie 2022. Din cei 11 consilieri locali, suntem în 10, deci ședința este statutară. Având în vedere prevederea articolului 138 al neapărului 15 din OUG 56/2019 prin codul administrativ, supun pe aprobare procesul de bază inițiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă. Deci procesul de bază a fost aprobat în anumitate de tot. La ședința pași pe care invitați, un proiect de TV și două persoane care au luat în discuție rapoartele de specialitate în cadrul comisiilor. Cum a rog pe doamna președinte Anica să preia lucrurile de ședință. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrurile de ședință conform normelor legale și democratice. Să dea citirea ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2022, conform contului de execuție al bugetului local la 31.03.2022. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 1 și 2. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de prim înscriere în cartea fiduciară și a introducerii în domeniul public al comunei Ardeoan a două imobile terenuri, primul în suprafață de 110 metri pătrați teren curs construcției în Intrabilan, din sat Ardeoan, comuna Ardeoan, județul Bacău, și al doilea în suprafață de 407 metri pătrați teren productiv din intrabilanul și extrabilanul comunei, din sat Reuntineș, comuna Ardeoan, județul Bacău, întocmit de către SECE Toposistem, SRL Mănești. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 1 și 2. 3. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Comunei Ardeoan a imobilului aflat în intrabilanul Comunei Ardeoan, strada Fermei, numărul 2A, județul Bacău și evidențiat în extrasul de carte funciară pentru informare, numărul 3160 din 18.02.2022 a Comunei Ardeoan, având numărul cadastral 61.074. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 1 și 2. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6.5.2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei pe tonă fără TVA la 994,86 lei pe tonă fără TVA. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 1 și 2. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor vodoexcavator, volă, tractor cu remorcă și autobasculantă Iveco, aflat în patrimoniul Boate, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 1 și 2. A 6 diverse, dar cum sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus ordinea de zi, da. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 525.710 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia numărul 1. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și a numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru anul 2022. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează, Comisia numărul 2.
supun spre aprobare ordinea de zi prezentată de executiv. Cine este pentru? Intrăm în ordinea de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2022, conform contului de execuție a bugetului local la 31.03.2022. Aviz de comisia numărul 1, domnul Moise. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Macadam. Aviz favorabil. Așa. S-a discutat în comisie. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de prima scriere în cartea funciară și a introducerii în domeniul public al Comunei Oltenia două de teren de prima suprafață de 110 metri pătrat, teren cuț construcții în Travilan din sat Ardeal în Comuna Ardeal și al doilea suprafață de 407 metri pătrați, teren productiv din Travilan și Extravilan în Comunii din sat Leon Tineș, Comuna Ardeal, județul Bacău, întocmit de către SECE topul sistem SRL mai nou. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2? Aviz favorabil. Așa. Am discutat în comisie, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată. Cine este pentru? Potrivă, comisia. 3. Proiect de hotărâre privind instituția în domeniul public al Comunei Ardelean, a imobilului aflat în Mitravilan, Comunei Ardelean, stat la termen numărul 2 al județul Bacău și evidențiat în extrasul de carte funciară de informare numărul 3160 din 18.02.2022 a Comunei Ardelean, având numărul cadastral 61.074. Avize. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Macadam. Aviz favorabil. Așa. Am discutat în comisie, supun la vot proiectul de hotărâre care a fost prezentat. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre cu prima hotărâre a scrierii de numărul 5 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 80/2957/65/2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei pe tonă fără TVA, la 994,26 lei pe tonă fără TVA. Aviz de comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Așa. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor bulto-excavator, bolă, tractor cu remorcă și autovasculante Iveco, aflat în patrimoniul UAD Comuna Ardeal. Avize comisia numărul 1, domnul Moise, aviz favorabil. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Așa. Vă prezentă tarifele pe comisie. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 525.710 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Aviz comisia numărul 1, aviz favorabil. S-a prezentat de comisie. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și anul personal din aprobarea de aviz comisia numărul 2, domnul Macadam. Aviz favorabil. A prezentat domnul secretar situația. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva care vrea să scrie la cuvânt? Da, am eu două probleme care vreau să discutăm în cadrul Consiliului. Primul ar fi să vedem ce putem face cu intrările în comună. Probabil, de Oltenești, Miliești și asta scrie pe jur. Arată dezastros, deci trebuie, adică nu are, vorba de aspectul comunii și așa trebuie să da, căutăm soluții, limituate. Să vedem, facem comandă sau nu știu. Vă rog, tot timpul. Cum au toate comunii făcut ceva, care scris frumos, așezat frumos, pus... La intrare de la Părjor, către Ardeal, e un dezastru, ia cu gunoaiele. Ați văzut? Utilajele sunt acolo acum, deci... Da, vin care cum și mai de nu știu cum,
pe acolo, e păcat. Și asta la mână 2-3 de nou. E păcat că s-a făcut e pagina, cât de cât de tot. Acum aveți și ultima jurnă, acolo, toaletare, decolmatare, da, de, da. Și va ieși bine. Acum da. Să sperăm că se va și păstra. A doua problemă în care vreau să o dezbatem este vorba de grădinița de pe marginea Tazărului Sărat. Și aici trebuie să luăm măsuri. O conservăm. Asta înseamnă să o acoperim, să nu știu, nu știu ce o trebuie pe acolo, sau o demolăm. Deci, cum credeți? Că mai bine conservat. Nu, nu demolat. Problema este de următoare. Deci, dacă sunteți de acord, să facem un raport de expertiză și, în urma rezultatului expertizei, dacă este să conservă, dacă nu. Da, idei, da? Dar acum decizia vă aparține. Bine ar fi să o conservăm, că nu se știe ce... Trebuie să așa? Dacă nu? În prima fază o să trebuiască, deci neapărat acoperiș. Deci dacă nu pui acoperișul, putrezesc grinzele. Și dacă mai scăpăm și în vara asta... Deci... Cuperi și tâmplării, nu știu. Aia, măcar să... Dacă hotărâți să o conservăm, punem și o acoperim, cum am acoperit biserica, am căutat-o, a venit o firmă cea mai ieftină, am găsit-o pe la Suceava, cu tablă, cu tot ce a trebuit acolo. Luăm tablă, punem tablă. O să punem cele 6 geamuri și ușa. Eventual, zugrăveală. Da. Un bar, dar ceva e pe acoperită și nu plouă și o să fie închis sau neagă. O să vină astăzi să fac expertiza la aia, la Ilești, acolo. S-a uitat expertul ăsta, n-ai ce să iei. Din Vălătuce, aia nu mai ce să mai. N-ai ce să... Trebuie propusă la demolare. Cambri și pătru glutenie. Asta e. Păi și nu putem lua ferestrele de acolo, să le mutăm aici? Că acolo a fost făcut interlopam. Sunt mai mici, sunt mult mai mici. Și mai joasă și... Trebuie să păstrezi... Trebuie să respecti... Bine, zic, dacă se întâmplă, le-am făcut și am stat degeaba. Da, am fost cu domnul primar, am măsurat, am văzut, nu vreau să își potrivesc. Da? Ușile în diferență de 80 de centimetri. Da, acum ar mai putea să iasă. Mai putem folosi și bine. Mai putem folosi, da. Pe școaia de la Ilești. Geamurile de acolo, dacă o fi și o demolăm pe aia, o să punem la hala asta care am cumpărat-o aici, să dăm marea de lemn jos. Da? Alea zic, cum o să le refolosim? Iar ușile care sunt la școala aia se pot refolosi? Se pot refolosi la hala asta aici. Iar acolo dacă faci, când cărpești ceva, nu iasă. Trebuie să pui geam, dacă îl pui, îl pui ca lumea. Ușa dacă îl pui, o pui ca lumea. Pui ca să pui 80 de centimetri, adaua și ce faci? Alea le putem folosi, pentru că sunt destul de bine. Și la poda le întâlnești. Ce s-o demola, totul este aici. Nu. Deci ce se poate refolosi? Cu siguranță. Cu demolează. Aia de la ei. Nu asta. Demolează. Da. Dar dacă vă trebuie? Nu trebuie. Da, scurt. Nu poate să faci ceva în locul astea, dar și dar nu mai țineți tot. Bine, în Vălătuci, că am da. Așa e. Aici face. Și ar mai fi cu... Ai vorbit de intrările alea pe mult? Da. Da, da. Bă, alea ar trebui făcut din neapărat. E urât. Aia e mult. Da, pe jos. Făcut. Și cu niște placarde alea pentru gunoaie, dacă nu uitați bună vieții. Și mai punem una la biserică acolo. Mă ne credeți mâine. Eu fac la biserică. Asta e viața. Dacă vreau să citească la ce zic. Ne-am început exact cu mine. L-am luat de acolo. Nici nu voi. Păi i-a luat pe unul? Da. Și l-am luat el, l-am încarcat. Nu vede nimic. Nu știi mai omule. Dar nu vede nimic.
Aia nu vezi. Bine, vezi, dar nu știu eu cine, dar eu știu, nu trebuie văzut. Parcă știi, dar parcă n-ai spune. Sau nu, 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 nu spui, dar nu sigur de nu, Doamne, ferește. Și nici n-a vrea de cabin sau... Îi dai un avertisment prima dată, dacă nu, deci, trebuie să faci.